Vă spun bun venit, dragi prieteni, la un nou episod Apologia. Această serie de episoade are rolul de a vă ajuta să vă exercitați dreptul de a evalua și a vă da o mână de avutor pentru a dobândi acele instrumente necesare în îndeplinirea responsabilității de a judeca toate lucrurile și a lua ce este bun. De-a lungul timpului, anumite persoane m-au criticat pentru faptul că evaluez anumite predici ale unor persoane populare sau anumite predici care au fost populare. Nu știu de ce acestor persoane le se pare un lucru ne la locul lui, pentru că cu cât un lucru este mai popular, dacă este și greșit, atunci cu atât mai mult ar trebui ca cineva să aibă interesul să combată acea învățătură greșită. Da, sunt de acord cu aceste persoane, că un criteriu după care aleg anumite învățături sau învățători. Cărora să le răspund cu apologie este vizibilitatea și popularitatea. Mi se pare un nonsens total irelevant să răspund unor lucruri pe care nu le cunoaște nimeni sau care au o răspândire foarte mică și nu sunt periculoase. În data de 31 mai 2020, Pastorul Vladimir Pustan a avut o predică intitulată 4 și un scaun. Secțiunea care mă interesează din acest mesaj este una în care Dumnealui vorbește despre pierderea mântuirii. Din punctul meu de vedere, această învățătură este nebiblică, greșită și are implicații foarte serioase în viața credinciosului. Acesta este motivul principal pentru care dau acest răspuns. V-aș să observați pe tot parcursul acestei apologii că nu am absolut nimic de spus cu privire la persoana pastorului Pustan, cu privire la lucrarea lui, cu privire la biserica lui, cu privire la muzica din biserica lui, cu privire la stilul predicii dumnealui, cu privire la calitatea predicilor dumnealui, cu privire la conținutul predicilor dumnealui, de deci nu există niciun fel de comparație între mine și dumnealui, ci pur și simplu este o evaluare a ceea ce dumnealui spune, folosind ca etalon Sfânta Scriptură pe care fiecare dintre dumneavoastră vă invit să o folosiți pentru a constata dacă ceea ce spun este adevărat sau nu. De aceea nu pot crede că odată mântuit, totdeauna mântuit. Argumentul primar pe care dumnealui îl folosește mereu și mereu după cum veți observa este că Iuda, ca ceilalți ucenici, a slujit, a fost aproape de Domnul Isus, a fost în asociere cu ucenicii, a scos dragi, a predicat probabil, a stat aproape de Domnul Isus, a văzut minunile Domnului Iisus și așa mai departe. Eroarea de bază care se face este că se aduc în discuții anumite lucruri care nu dovedesc că cineva este mântuit. Și sunt 100% sigur că toți cei care veți asculta în continuare veți constata că aceste lucruri pe care Dumnealui le enumeră nu sunt o dovadă a mântuirii. Așadar, dacă ele nu sunt o dovadă a mântuirii și Biblia arată că nu sunt o dovadă a mântuirii, ele nu pot fi folosite pentru a demonstra că cineva care a avut aceste lucruri în viața lui și-a pierdut mântuirea. Haideți să ascultăm acele beneficii de care a avut parte eu. Da? și care nu constituie dovezi ale mântuirii Lui. Nu pot crede, pentru că eu cred că poți să slujești pe Dumnezeu, poți să ai roade, poți să faci o grămadă de lucruri și totuși să fii pierdut. Poți să fii lipit de Iisus Hristos și totuși să fii pierdut. Poți să faci lucrările Lui Dumnezeu și totuși să fii pierdut. Vedeți că Dumnezeu folosește la timpul prezent și totuși să fii pierdut nu și totuși să te fi pierdut, ca și cum lucrul ăsta s-a întâmplat, ai fost mântuit și acum nu mai ești. Da, Iuda a avut toate aceste lucruri și era pierdut. El nu s-a pierdut, el era pierdut. Acum eu sunt sigur că pastorul Vladimir Prustan folosește involuntar timpul prezent, pentru că dumnealui ulterior urmează să spună că Iuda s-a pierdut, că el a fost un ucenic adevărat a Domnului Iisus Hristos, născut din nou mântuit și ulterior și-a pierdut această mântuire. Scaunul în Biblie înseamnă putere. Pentru că Dumnezeu i-a hotărât lui Iuda un scaun. Și a spus, Iuda, acest este scaunul tău, poziția ta de apostol, e lucrarea ta în care vei scoate draci împreună cu alți apostoli, în care vei fi o binecuvântare pentru oameni, Iuda. A avea poziție și autoritate nu este o dovadă mântuirii. Sunt oameni în poziții de autoritate, de păstori, de învățători, nu înseamnă că sunt mântuiți. Tu ți punga grupului, tu ești casierul acestei biserici în formare, acestei superputeri mondiale, pentru că așa au devenit ucenice. Uite, îți dau un scaun, este scaunul tău. Faptul că Iuda a ținut punga și că a fost casier, din nou, nu are cum să fie sub absolut nicio formă dovada mântuirii lui Iuda. Faptul că cineva e casier în biserică sau secretar sau orice altceva, nu are cum să aibă vreo legătură cu mântuirea. Mântuirea este în relație cu Dumnezeu. Are de-a face cu împăcarea cu Dumnezeu. Are de face cu a fi spășit, are de face cu a fi iertat, are de face cu a fi născut din nou, are de face cu a primi Duhul Sfânt, are de face cu a fi înfiat, are de face cu a fi răscumpărat, are de face cu a fi luminat spiritual, are de face cu a fi unit cu Hristos. Toate lucrurile menționate nu au nimic de a face cu mântuirea. Nimic. Stăteau rezemați, mâncau la aceeași masă, îi serveau din aceeași pâine, beau din același vin mâncau aceeași bucată de miel. E posibil să stai lângă Iisus Hristos. Desigur, este posibil să stai lângă Domnul Iisus Hristos, să mâncați aceeași pâine, să stai la aceeași masă, să bei același vin și așa mai departe și să nu fii mântuit. Dar nu este o dovadă a mântuirii ca ai sta lângă Domnul Iisus Hristos mâncând cu El și bând cu El. Deci aduce lucrul acesta în discuția despre mântuire și pierderea mântuirii este complet irelevant. E posibil să fie asociat cu ucenicii. Asociat cu genicii. Întotdeauna când spunea câți ucenici sunteți, 12, numără și număra pe toți, spune numele și spunea la toți numele și spunea și Iuda, era asociat. Toată lumea când îl vedea pe Iuda știa, uite, unul din cei 12. Unul din cei 12. Un om ales de Iisus Hristos după o noapte de rugăciune, după zile întregi de post. Este adevărat și că Iuda era unul din cei 12, era un apostol, a fost ales de Domnul Iisus Hristos, era asociat cu ucenicii. Dar nu văd în ce fel această asociere cu ucenicii este o davadă mântuirii lui Iuda. Pastorul Vladimir Pustan nu crede în alegerea pentru mântuire. El crede că un om este ales pentru mântuire cu condiția ca el să creadă. Dumnezeu a prevăzut credința omului și de asta Hristos l-a ales. Așadar, atunci când Hristos îi alege pe ucenici ca să fie apostoli, lui îi alege să fie apostol, nu îi alege să fie mântuiți. Alegerea la mântuire are de a face cu un decret etern al lui Dumnezeu. Efesen 1 cu ne-a ales mai dinainte de întemeierea lumii. Așadar, faptul că Domnul Iisus și-a ales 12 ucenici nu este o dovada faptului că i-a ales la mântuire și că ei erau mântuiți. Alegerea la apostolie are de a face, cum a spus Dumnezeu lui deja, cu poziția, cu autoritatea, nu are de-a face cu mântuirea. A scos draci, a, a fost de față la mulțirea pâinilor, a distribuit pâinile mulțite de Domnul. E posibil ca Iuda să fie predicat, e posibil ca Iuda să fie scos draci, e posibil ca Iuda să fie împărțit și el pâini. Dar în ce fel faptul că el a împărțit pâine este o dovadă a mântuirii? N-are nicio legătură. În ce fel faptul că Iuda a primit autoritate delegată de a scoate draci este o dovadă că el a fost mântuit? În niciun fel. În ce fel faptul că Iuda a predicat este o dovada faptului că el a fost mântuit. În niciun fel. Sunt lucruri complet relevante care nu au nicio legătură cu mântuirea. A fost omul care a ascultat prede și poate că la rândul lui a predicat, a împărțit banii, care primea și a cumpărat alimente pe banii aceia. E posibil să fii foarte implicat în lucrare și totuși să fii pierdut. Desigur, e posibil să fii foarte implicat în lucrare și totuși să fii pierdut. Dar a fi implicat în lucrare nu este o dovadă a mântuirii. Așadar, e posibil să fii implicat în lucrare și să fii pierdut. Nu să fii fost mântuit și să te fi pierdut între timp. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu că omul acesta care a văzut minuni, omul acesta care a scos dragi, care a ascultat predici, Iuda poate a scos dragi, Iuda a ascultat predici, dar lucrurile acestea nu sunt dovezi ale mântuirii lui Iuda. Nu sunt atâția oameni astăzi care ascultă predici, nu toți sunt mântuiți. Aș vrea să fiți atenți la următoarea frază pe care o să pastorul Pustan și prin care demonstrează că tot ceea ce el a spus se referă la slujire, nu la mântuire. Aici nu mai e vorba de slujire numai. Este vorba de poziție. Noi suntem în Hristos. De aceea a folosi aspecte care țin de slujirea cuiva pentru a demonstra pierderea mântuirii sale sau realitatea mântuirii sale este o argumentare eronată, greșită. Nu? Este eronat să spun pentru că tu ai dovez că ești elev, înseamnă că nu mai ești profesor. Pe n-are nicio legătură una cu alta. Tu ai fost elev, n-ai fost niciodată profesor, deci n-ai cum să-ți pierzi titlul de profesor. Așa și în cazul acesta. Iuda a fost în slujire, a fost în apostolie și a pierdut apostolia nu înseamnă că Iuda și-a mântuirea, pentru că nu a fost deloc discuția despre mântuire. Nici măcar în predica pastorului Vladimir Pustan nu s-a discutat deloc despre mântuire. Dumnealui n-a adus nici măcar o singură dovadă a mântuirii lui Iuda, ci doar dovezi ale apostoliei, ale slujirii lui Iuda, ale asocierii lui cu grupul de ucenici, ale faptului că a fost martor la lucrarea Domnului Iisus. Iar toate aceste lucruri nu sunt dovezi ale mântuirii. Nu părăsiți scaunul acesta, e scaunul autorității, ești fiu de Dumnezeu! Aici nu mai e vorba de slujire numai. Este vorba de poziție. Noi suntem în Hristos și asta înseamnă o poziție puternică. Nu lăsa scaunul acesta și-l arunca. În această afirmație, Dumnealui arată foarte clar că până acum, vorbind despre Iuda, s-a referit la slujirea lui Iuda, la poziția lui Iuda, iar acum, adresându-se audieții sale și creștinilor, spune, tu ai ceva mai înalt, tu ești în Hristos, tu ești mântuit. Deci înseamnă că ce a spus mai înainte nu se aplică lui Iuda. Iuda n-a fost în Hristos. Nu exista conceptul de a fi în Domnul Isus Hristos înainte ca el să moară, să învieze, să fie înălțat la dreapta Tatălui, să trimită Duhul Sfânt și să formeze biserica. Afirmați afirmația aceea să vedeți o paralelă greșită făcută. În prima premisă spune Iuda și-a părăsit poziția de apostol, tu te afli într-o poziție de om mântuit. Dacă Iuda și-a părăsit poziția de apostol, ai grijă ca tu să nu-ți pierzi poziția de om mântuit. Dar sunt două categorii de lucruri distincte. Trebuie să învățăm câteva lucruri de logică elementară. Și, în special, trebuie să dobândim abilitatea de a încadra lucrurile în categoriile specifice lor. Aspectele care țin de mântuire trebuie puse în categoria mântuire. Aspectele care țin de slujire trebuie puse în categoria slujire. Așadar, eu nu pot folosi aspectele care țin de slujire pentru a vorbi despre mântuire. Este un curcare de categorii. Și atunci rezultă o doctrină de felul acesta. Pentru că Iuda dacă din Apostolie, înseamnă că mântuirea să pierde. Iată de ce nu cred că mântuirea este pentru totdeauna. Este un argument eronat, care nu se bazează pe Sfânta Scriptură. Dumnealui vreo 20 minute stă cu Biblia deschisă și spune lucruri care nu se găsesc în Biblie. Chiar dacă doctrina pierderii mântuirii s-ar găsi în Biblie, deși nu se găsește, totuși toate argumentele pe care le aduce pastorul Vladimir Pustan nu sunt preluate din Scriptură. Este adevărat că Dumnealui ia dovezi din Scriptură ale faptului că Iuda era slujitor. Dar nu poți folosi lucrurile acestea pentru a dovedi că el era mântuit. Unul dintre cele mai cunoscute pasaje care într-un fel prezintă tiparul acesta de om al lui Iuda este Matei capitolul 7 unde Domnul Iisus Hristos spune mulți vor veni în ziua aceeași vor zice Doamne, Doamne, n-am scos noi dragi, n-am făcut noi multe minuni, n-am prorocit noi, adică n-am slujit, n-am fost în poziție de autoritate, n-am fost exact ca Iuda. Și Domnul zice, le voi răspunde curat, niciodată nu v-am cunoscut. Domnul nu spune v-am cunoscut și acum nu vă mai cunosc. Ci spune niciodată nu v-am cunoscut. Pentru că Domnul Iisus Hristos face o distinție între a fi implicat în lucrare, a avea o anumită slujire, a avea o anumită poziție de autoritate și a avea o relație personală cu Hristos. A fi cunoscut de Domnul Iisus Hristos. Este așadar crucial să facem distinție între poziția în slujire și poziția în Domnul Iisus Hristos mântuitoare. În secțiunea următoare veți vedea anumite improvizații din mers făcute pe textul Sfintei Scripturi care nu se găsesc în Scriptură. Hristos nu l-a lăsat pierdut pe Iuda, n-a vrut să-l lase pierdut pe Iuda. Hristos n-a vrut ca Iuda să se spânzure. Au fost mereu avertizat Iuda. Iuda, ce faci nu bine? Iuda, întoarce-te, încă mai ai timp să te pocăiești, încă mai ai timp să renaști Iuda, încă mai ai timp să schimbi Iuda ceva. Dragii mei, nicăieri în Biblie nu spune lucrul acesta. În Ioan 6, aproape de începutul lucrării Domnului Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos spune despre Iuda la final că este un drac. În Ioan 12 cu 6, Știți că Iuda o obiectează pentru binefacere, iar comentariul lui avea de-a face cu faptul că el ținea punga și lua ce este în ea. El nu a început să facă lucrul acesta spre finalul lucrării Domnului Isus, ci de la bun început. Iuda este singurul om care Domnul Isus Hristos îi spune ce ai de făcut fără repede și spune lucrul acesta referindu-se la a se duce și al vinde pe Domnul Isus Hristos. Cui a mai spus Domnul Isus Hristos să facă ceva? Iuda era un caz special. Lui Iuda Domnul Isus Hristos niciodată nu îi spune Iuda, tu ești un vânzător, tu ești un oț, tu ești un mincinos, tu ești un înșelător. Iuda, cum îți trece ție prin cap că eu n-aș ști ce faci tu cu banii luați din pungă? Domnul nu îi spune nimic. Îl lasă să-și împlinească menirea și drumul pe care mergea, într-adevăr, de bunăvoie. Dar nu poți să spui că Dumnezeu nu era în controlul acestei situații. Și nici nu poți găsi în Sfânta Scriptură o sumedenie de ocazii în care Domnul cheamă pe Iuda la pocăință și îi spune să se întoarcă. Sigur, Iuda a auzit toate predicile Domnului Iisus Hristos, a auzit și chemările la pocăință, dar nu vezi nicăieri că Domnul tratează direct cu el și îl cheamă personal la pocăință. Deși a făcut lucrul acesta de o grămadă de ori cu o grămadă de oameni. Vedeți, dragii mei, ce periculos este atunci când avem o poziție teologică care devine prejudecata noastră, un fel de ochelari pe care ne punem pe ochi, citim Scriptura și ceea ce avem deja în mintea noastră și este deja teologia noastră setată mai dinainte, ajungem să îi impunem în textul Scripturii și ajungem să citim din Biblie lucrurile acelea, deși ele nu sunt scrise acolo. Și atunci când predicăm lucrurile acelea, ne ies pe gură, deși nu le citim din Sfânta Scriptură. Dar un nou ni se pare că sunt acolo. Este foarte important să trecem prin procesul acesta de dezbrăcare de prejudecăți. Toți avem prejudecăți, nu există nicio excepție. Când ne apropiem de textul Scripturii, ni se cere să ne judecăm prejudecățile. Să ne analizăm prejudecăți, să ne le criticăm, să ne le evaluăm în raport cu ceea ce scrie în textul biblic, nu în raport cu ceea ce credem noi despre un lucru sau despre altul. Acestea fiind spuse, sper să vă fi fost de folos aceste cuvinte, această analiză. Sper ca fiecare dintre dumneavoastră să înțelegeți că nu există niciun fel de animozitate în inima mea și că îmi doresc ca fiecare dintre voi care ați ascultat clipul acesta să vă fi perfecționat în capacitatea de a evalua, de a critica, de a judeca, de a discerne lucrurile pe care le auziți. La revedere!